Bună ziua și Doamne ajută tuturor, vă spune Nicoleta Cojocaru. Acum am ajuns și la Biserica Sfinților Treierani din Comuna Bălăceana, deoarece aici Părintele Mircea Marius Culpoi împlinește frumoasa vârstă pe care Dumnezeu i-o dăruiește. Îi urăm la mulți ani cu toții, dar eu vreau să-l surprind un pic altfel. Am câteva atenții pentru părintele nostru care slujește aici la biserică. Un tort frumos, o sticlă de șampanie pentru soția dumnealui, pentru cucoana preoteasă, un buchet de flori și gânduri frumoase pe care vreau să îi le spunem. Așteptăm! Și mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Și cine să trăiască, cine să trăiască, la bună ziua și Doamne ajută, bine m-am găsit! Părinte! E o mare surpriză, chiar vreme rămâne. Fac eu atâtea surprize la atâția oameni și nu vin la dumneavoastră când împliniți o frumoasă vârstă mâine. Dar astăzi v-am găsit la biserică pentru că cu toți enoriați și vor să vă ureze un călduros la mulți ani. Mulțumesc din suflet! Mai întâi de toate, vreau să vă dăruiesc acest tort. Este de post, pregătit de cofetăria Scala special pentru dumneavoastră. Mulțumim din suflet. Și o sticlă de șampanie. Tot pentru dumneavoastră, să o păstați ca amintire. Vreau să veniți și dumneavoastră, puțin. Mă scuzați că am întrerupt un moment așa, dar este spre final. Pentru dumneavoastră, aranjament floral. La mulți ani și numai puțin vreau să vă dați așa ca să stați în mijloc, pentru că această surpriză vine însoțită și de un mesaj. Un mesaj la zi de sărbătoare pentru dumneavoastră. Și pentru că nu trebuie să-i uităm pe cei dragi nouă, mai ales pe dumneavoastră. Iată și câteva gânduri frumoase care vin special pentru părintele nostru, pentru Mircea Marius Culpoi. Mult stimate părinte Mircea Marius Culpoi, în această zi frumoasă de vară, când sărbătoriți ziua de naștere, ținem să vă aducem sincere felicitări, însoțite de urări de sănătate, împliniri și un călduros la mulți ani, cu bucurii în mijlocul credincioșilor pe care îi păstoriți și cărora le-ați dăruit iubirea și devotamentul preacucerniciei voastre. Viața e cel mai frumos dar de la Dumnezeu și tot viața ne oferă cele mai frumoase ocazii de a-L slăvi pe Dumnezeu. Astfel, Părinte, dumneavoastră ați ales cel mai frumos drum. Drumul slujirii lui Dumnezeu și oamenilor. Viața este o alegere continuă și fiecare om are nevoie de un sfat sincer, de o îndrumare care te ajută de multe ori să eviți o cale greșită sau să te îndrumi spre un drum bun în viață. Uneori îți poate schimba chiar și viața, un sfat de la un prieten drag, mai ales de la un preot. Iar dumneavoastră, ca părintele nostru, ați reușit de multe ori să aduceți lumină în sufletul omului, prin rugăciunea și sfatul dat. Când este vorba de sănătate, căutăm specialiști. Cel puțin așa credem, dar toate sunt cu ajutorul lui Dumnezeu.
Când alegem un profesor pentru noi sau pentru copiii noștri, recurgem la cunoștințe, relații, dar și acestea sunt tot cu ajutorul lui Dumnezeu, să știți. Este o binecuvântare să vă avem aici, în satul nostru, în casa lui Dumnezeu, pe dumneavoastră, în calitate de preot duhovnic, și suntem profund recunoscători pentru sârguința cu care ne luminați și ne îndrumați drumul către Hristos. La mulți ani, Părinte, și să dea Dumnezeu anii care vin de acum încolo, pe care Dumnezeu vi-i dăruiește, să fie atât de frumoși precum sunt rugăciunile către Dumnezeu. Această surpriză vine din partea mea și a copiilor mei, Cătălin și Narcis, și bineînțeles și din partea familiei Buzilă, Vasile și Aurora, Ionel și Ionela și Mateo și Raul, care probabil aleargă pe aici. Dar la mulți ani vă urează și toți enoriașii de aici. Și acum vreau dumneavoastră să retransmiteți așa un drum frumos. E plin un moment deosebit și ar putea da un pic observația asta. Un moment plin de emoții, într-adevăr. Asta am și vrut. Și atunci când ai multe emoții, este și greu să vorbești. Dar în asemenea momente nu pot decât să mulțumesc. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a rânduit slujitora Lui și că nădăjduiesc să fac ceea ce El ne cere tuturor credincioșilor. Să vă mulțumesc dumneavoastră că astăzi, în această zi frumoasă, ați ajuns în mijlocul nostru și m-ați surprins și plin de emoții. Mi-este chiar foarte greu să vorbesc în aceste momente. Mulțumesc credincioșilor de aici pentru că doar alături de ei, doar alături de dumneavoastră, se pot face și s-au făcut multe și frumoase lucruri și duhovnicești și materiale. Pentru că preotul singur nu poate face prea mult. Dar el, fiind la inima credincioșilor și credincioșilor la inima lui, pot realiza multe lucruri frumoase. Și de aceea vă mulțumesc astăzi tuturor și dumneavoastră implicit. Și familie, toată familia lărgită, Buzilă și dumneavoastră, pentru că avem o relație frumoasă și cu familia, și cu credincioșii din sat. Și este greu, este greu să vorbești în aceste momente, pentru că atunci când este vorba despre tine și când emoțiile te copleșesc, cuvintele sunt mai greu de găsit. Mai greu de găsit, dar mulțumirea cred că este cel mai frumos. Pentru că noi învățăm în biserică să mulțumim lui Dumnezeu și tot aici învățăm să mulțumim unii altora. Învățăm să mulțumim noi de aici din fața Sfântului Altar pentru dragostea pe care o aveți și noi între noi, ajutându-ne și mulțumindu-ne, facem același lucru frumos. Nu și pot... pentru că toate se fac cu Dumnezeu, știu că mai sunt lucruri importante de făcut și pentru biserică, vă dau și din partea familiei mele. Mulțumim, și a copilașilor mei, 1000 de lei aveți pentru ceea ce trebuie de făcut în continuare, pentru că toate se fac cu Dumnezeu și știu că Dumnezeu m-a ajutat și pe mine să trec peste multe. Și am un cântec special pentru dumneavoastră la zi de sărbătoare. Fără Dumnezeu nu se poate face nimic. Și pentru că trebuie să vă cânt și un cântec așa de suflet pentru dumneavoastră și pentru oamenii din satul meu care mi-au fost alături și știu că o să-mi fie și de acum încolo. De ce pe fața lumii, omule, nu-ți la fel dă-ți oamenii, omule, că sunt oameni buni și răi, crezi?
trăim printre ei, omule. Fiecare om pe lume, omule, are și rele și bune, omule, să fii om cu lumea toată, dar să nu aștepți răsplată, că n-o găsești niciodată, omule. Așa-i omul pe pământ, măi, omule. Tot o faptă și un cuvânt, omule, dar nu-s de ajuns vorbele când nu se văd faptele și le ajung păcatele, omule. Omul care-i credincios, omule, știi să-și plece capul în jos, omule, că la capul ce să pleacă, sabia rămâne teacă, nimeni nu vrea rău să-i facă, omule. Că la omul credincios, sabia rămâne jos, Dumnezeu din rău l-o scos, omule. Tot mereu m-am, și mai am o piesă, și mai am o piesă tot frumoasă așa de suflet. Tot mereu m-am întrebat și răspuns nu am aflat. De ce nu pot hainele să îmbrace sufletele? Că sufletul te face om pe oriunde ai fi, hainele te fac doar domn, omule, să știi. Fă în viață lucruri bune de vrei să le faci, că nu poți tu niciodată sufletul să îmbraci. Hainarea te ține în drum, chiar dacă ai suflet bun, că mereu ești judecat după cum ești îmbrăcat. Dar sufletul te face om pe oriunde ai fi, hainele te fac doar domn, omule, să știi. Tu fă în viață lucruri bune de vrei să le faci, că nu poți tu niciodată sufletul să îmbraci. Omul bun orice-ar purta, îl îmbracă inima, iar la cei care sunt răi, numai hainele-s de ei. Sufletul te face om pe oriunde ai fi, hainele te fac doar domn, omule, să știi. Fă în viață lucruri bune de vrei să le faci, că nu poți tu niciodată sufletul să îmbraci. De-aș trăi singură în lume, eu tot aș rămâne om, că toate în lumea asta au un rost și locul lor. Dacă știi să le așezi bine, omule, în viață, te naști om și mori tot om, sufletu-ți acasă. De știi să le așezi bine pe toate în viață, te naști om și mori tot om, aici la Dumnezeu în casă. Mulțumim pentru această surpriză, chiar nu mă așteptam și m-a inundat așa complet și m-a lăsat fără cuvinte. Vă mai așteptăm cu drag în mijlocul nostru să ne bucurați cu prezența, este destul aici și în mijlocul credincioșilor, și vă rugăm pe Hristos Domnul să ne binecuvinteze, să ne ajute pe toți. Să mă binecuvântați și pe mine. Bună Dumnezeu, să fie binecuvântat. Doamne ajută tuturor și acasă aici este casa noastră, aici.
în Biserica lui Dumnezeu. Doamne ajută tuturor! Sănătate, Doamne ajută!